A fost o plăcere deosebită azi să deschidem, să particip la deschiderea Romanian Energy Day, ziua energiei românești la Bruxelles, organizată de Centru pentru Energie Românesc, o organizație nouă care sperăm să fie în măsură să pună în legătură directă operatorii, actorii din domeniul energetic din România cu instituțiile europene, cu numeroasele organizații internaționale și asociații de profil care au sediu aici la Bruxelles. Evenimentul și dezbaterile care vor urma în cursul zilei sunt foarte oportune. Suntem la o săptămână de Consiliul European dedicat principalelor aspecte legate de competitivitate și sprijinirea reluării creșterii economice din perspectiva politicii energetice europene. Suntem la foarte puțin timp de evenimentul ministerial al consorțiului Nabucco găzduit de București și la puțin timp de luarea unei decizii în privința rutei europene de export al gazului caspic. Deci momentul este foarte, foarte prielnic. Am avut ocazia să recapitulez împreună cu auditoriu și cu ceilalți intervenienți câteva dintre prioritățile strategice din domeniul energetic ale României, cât și poziția sa cu privire la diversele puncte de actualitate de pe agenda energetică europeană.